Polițiștii Serviciului pentru Imigrări Cluj au desfășurat în această săptămână mai multe acțiuni pentru a depista cetățenii străini care locuiesc ilegal în județ. Astfel, au fost găsiți 9 cetățeni străini, 3 din Tunisia, 2 din Siria, 2 din Palestina, 1 din Maroc și 1 din Mauritius. Potrivit oamenilor legii, unul dintre cetățenii tunisieni a intrat în România în baza unei vize de ședere în scop de studii, însă la expirarea dreptului de ședere nu a părăsit teritoriul țării noastre. Cetățeanul din Maroc este absolvent al unei instituții de învățământ superior din Cluj-Napoca și a avut un permis de ședere în scop de studii. Aceștia sunt obligați să părăsească teritoriul țării în cel mult 15 zile. Celelalte 7 persoane sunt înscrise la instituții de învățământ superior din Cluj-Napoca și frecventează cursurile acestora, motiv pentru care au fost îndrumați să depună documentele necesare în vederea reglementării dreptului de ședere pe teritoriul țării noastre în scop de studii. Totodată au fost sancționați contravențional cu amenzi în valoare totală de 4.700 de lei, în conformitate cu prevederile legale.